Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Este marți seară și o săptămână destul de agitată din punct de vedere a realităților politice ale momentului, pentru că săptămâna trecută a fost o săptămână amplă în proteste ale manifestanților legate de restricțiile impuse de autorități în totală neconcordanță cu ceea ce presupune Constituția și legile în vigoare în privința respectării drepturilor și libertăților fundamentale. Aceste proteste, din păcate, au degenerat și manifestări de violențe între protestatari și forțele de ordine, mă refer în special la București luni seara, care ulterior s-au manifestat cu arestări în rândul protestatarilor care au vandalizat automate, vitrine și, mă rog, au avut o atitudine în neconcordanță cu legea 61/1991 privind manifestațiile publice. Însă, astăzi, o zi în care numărul cazurilor, cel puțin în București, de COVID-19 a scăzut, dar rata de infectare a crescut ușor față de ziua de ieri, avem 120 de decese și, din păcate, 1494 de persoane la terapie intensivă. Iată, record absolut de persoane care se află la terapie intensivă. O veste îmbucurătoare este că premierul Florin Câțu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții Horeca și, cel puțin teoretic, au stabilit că, începând cu data de 14-15 mai, este posibil să asistăm la o relaxare a activității în cadrul hotelier, asta în funcție, evident, și de ce se va întâmpla din punct de vedere al infectărilor și a ratei de infectare în anumite localități din țară. Însă, pentru că Partidul România Mare a militat întotdeauna pentru, sau mai clar, împotriva defăimării țării, a națiunii, a urii naționale de rasă sau religioasă, împotriva manifestărilor obscene contrarie bunurilor morale, împotriva acelor acțiuni care militează împotriva suveranității, integrității și unității teritoriale a statului român, pentru că totdeauna a militat pentru proteste pașnice, dar pentru libertatea de exprimare. În această seară i-am ca invitații în platoul Capital TV pe domnul Victor Teodor Iovici, președintele Partidului România Mare. Bună seara, domnule președinte! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră! Și mulțumesc de invitație. Cu mult drag. Și domnul Mircea Lupu, care este consilier al președintelui Partidului România Mare. Bună seara, domnule Mircea Lupu. Bună seara, domnule Sultan. Bună seara tuturor telespectatorilor televiziunii dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitația. Am început să mă simt confortabil la această televiziune și în această emisiune. Pentru că, totuși, domnule președinte, aceste manifestații au avut, înainte de a se declanșa, pe lângă acele măsuri impuse de autorități și politica guvernului în materie de pensii, de salarii, alocații, în materie de tot ce înseamnă politici publice, politici sociale, nivelul de trai, ce puteți spune din perspectiva Partidului România Mare în legătură cu aceste modalități de exprimare? Mă refer în special la pensii, pentru că știu, am mai avut cu dumneavoastră discuții în care ați susținut ca pensiile să fie mărite, în niciun caz să fie înghețate. Nu trebuie să uităm un singur lucru. Aceste proteste acum sunt rodul unor nemulțumiri și tensiuni acumulate în timp. Nu neapărat pandemia
și viața economică a României, care s-a răsfrânt asupra unei foarte largi categorii din toate categoriile sociale. Și aș dori să încep cu aceste discriminări, să zic. A fost o politică în acești 30 de ani, dar pensiona cât mai repede mulți oameni pentru a elibera și a putea să vândă. Văd noi politicieni de astăzi, mai ales cei care sunt acum în coaliția de la guvernare, care critică foarte mult pensionarii. Dar să nu uite că și ei în curând vor fi pensionari. Și ei până acum, în 30 de ani, au trăit în vânzarea muncii celor care astăzi sunt pensionari. Ei nu au realizat nimic. Ce s-au realizat în acești 30 de ani? S-au vândut toate fabricile, toată industria, toată agricultura pe care o construise regimul trecut, cei care astăzi sunt pensionari. Și astăzi lor nu le dăm voie, nu că nu le mărim pensia, nu le mai dăm voie nici să lucreze. Că au devenit un balast pentru guvernul acesta care e la guvernare, o coaliție antiromânească, putem să spunem. Pentru că, să vă explic de ce, un pensionar care lucrează aduce o plusvaloare. Munca lui este o plusvaloare pentru România. Să nu uite că statul, din munca lui, oprește impozite și taxe. El merge și contribuie încă la pensie, chiar dacă e pensionar. Cu ce îl deranjează? Dacă un pensionar are și salariu și pensia și lucrează, și lucrează foarte bine, că altfel nu-l ții. Puțin lucrează la stat, lucrează și la privat foarte mulți. Ei aduc o plusvaloare. Având un salariu mai mare, el consumă mai mult. Deci produsele românești se cer mai mult pe piață. Este un lucru extraordinar. De ce pensionarii au ajuns un balast? Pentru că ei au experiență, s-o opun la anumite nereguli care sunt împotriva țării și nu ascultă de nimeni pentru că ei deja au o conștiință. Să vorbim cu ce este mai bun un pensionar decât un angajat de 27 de ani, primul loc de muncă, secretar de stat, ce a condus ăla? Vorba unui prieten de-al meu. Păi nu știm dacă a condus nici mașina, că n-are permis. Cum poate să ajungă prefect la 24 de ani și secretar de stat la 27 de ani, primul loc de muncă? Să nu uităm, avem deja foarte mulți tineri care nu au experiență, pentru că nu au fost educați și crescuți de acești pensionari. Înainte, fiecare, cum s-a angajat, aștepta o perioadă de timp și învăța din experiența celor care erau mai în vârstă. Să nu uite, totuși, că pensionarii sunt cei care au construit această țară pe care ei au vândut în acești 30 de ani și din asta a trăit România de la Revoluție încoace, din vânzări. Mai avem puțin. Acum se dorește să vindem și zăcămintele de țară, mai vindem și mai avem și s-a terminat. Da? Pentru că nu avem oameni cu experiență. Să nu uităm, pensionarii, nu avem profesori în mediul rural. Nu avem profesori, dar sunt foarte mulți pensionari care ar putea să predea. Avem profesori universitari, avem ingineri, avem economiști, avem juriști care ar putea să predea, da, la clasele gimnaziale fără problemă. Dar nu vrem să îi angrenăm. Păi de ce? De ce? Ce avem cu ei? Ce avem cu ei? Că ei au construit această Românie pe care tinerii de azi o defăimează. De ce nu pleacă acești tineri la o activitate de sine stătătoare, să se facă antreprenori, întreprinzători? Pentru că nu sunt capabili. Eu mi-aduc aminte, n-avem cercetători în instituțiile, în institutele de cercetare ale României, pentru că cei care au avut experiență, profesori, academici, au fost ușor excluși ca să aducem tineri. Tineri care nu au experiență, n-au avut, pe de altă parte, ei n-au avut de unde să o acumuleze, nelucrând și neavând niște oameni care să-i îndrume pe drumul pe care și l-au ales.
E o problemă foarte gravă pentru noi și uitați, din ce în ce se adâncește. Acum, nemărind pensia, scumpindu-se toate cu pandemia, este o problemă mare de tot. După aceea, am pensionat ofițeri din diverse structuri militare, pentru că aceea ni s-a dat ordin de afară, știți, ca să nu fie. Era o analiză de curând în mass media, cam câți spioni am mai identificat și noi după Revoluție încoace, au trecut 30 de ani. Păi nu ne mai ocupăm cu aceste probleme, noi ne ocupăm cu alte chestii și serviciile noastre, știți bine că sunt vai de ele săracele. Nu au fonduri, nu au dotări, Ministerul de Interne este foarte slab, primește ordine, politicul s-a băgat foarte mult în aceste chestii și uitați că avem pensionari la 40 și ceva de ani, care el acum putea cu o experiență extraordinară. S-a dovedit lipsa de experiență de la Piatra Neamț, de mai multe, de la Caracal. Vedeți, specialiștii noștri care sunt încă în putere, i-am pensionat și nu vrem să-i mai angajăm, nici măcar pe post de consilier. Eu nu zic că neapărat trebuie să fie în funcțiile de execuție, dar poate să ia consilieri. Ați văzut dumneavoastră un consilier în vârstă pe lângă un ministru? Nu! Sunt consiliere numai domnișoare foarte tinere sau foarte mulți tineri. Păi ce experiență au cei tineri? Un exemplu concret sunteți dumneavoastră. Păi uitați ce consilier avem aici. Păi aici bineînțeles. Vreau să spun, uitați ce consilier. Bine păi, pregătit și are... Știți cum e, așa se spune. Experiența, așa, domne, da, aveți ce învăța. Bineînțeles, da. Și te sfătuiește, îi dai un exact. Lucru să studieze și vine și spune care este situația. Păi dacă punem, nu luăm, știți cum era, dacă n-ai un bătrân, un înțelept exact. Să-l cumperi. Da. Așa este. Deci noi îi avem și nu îi implicăm. Păi nu este păcat de Dumnezeu? Că ei poate să aducă o plus valoare României. Ei nu sunt așa cum au zis cei de la coaliție că pensionarii sunt un balast. Nu. Pensionarii nu sunt un balast. Pensionarii sunt o plus valoare acestei țări. Corect. Și noi, Partidul România Mare, ne dorim și eu îmi doresc ca și președinte ca cel puțin 20% dintre pensionari să participe la actul de execuție, la luarea de decizii. Și aici îi rog pe toți pensionarii să contacteze filialele Partidului România Mare ca să implicăm în deciziile și în măsurile și programele care se vor lua din 2024 încolo, să implicăm în structurile de conducere. Deci, stimați pensionari, veniți la Partidul România Mare și participați la decizii de la comune, sate, primării, orașe, municipii, județe, până în Parlamentul României. Avem nevoie de înțelepciunea dumneavoastră și de sfaturile dumneavoastră. Noi suntem pentru promovarea alături de tineri și a pensionarilor. Pentru că trebuie să învățăm din experiența lor. Ei au construit această Românie. Nimeni altcineva n-a construit-o. Corect. Domnule Mircea Lupu, consilier al președintelui Partidului România Mare, în concordanță cu ceea ce a spus mai devreme domnul președinte, dacă aveți ceva de adăugat referitor la această modalitate prin care autoritățile încearcă să subjuge, să minimalizeze ceea ce pensionarii reprezintă pentru statul român și mai ales că acest edificiu pe care se clădește în continuare structura statului român este 90% datorită lor. Domnule Sultan, în general este greu să întrebești după cineva care are o poziție superioară celei pe care o ocupi tu la acel moment. Pe de altă parte, atunci când este vorba de cineva a cărei valoare o recunoști și care vremelnic, dar sperăm că pentru o perioadă cât mai lungă îți este superior în cadrul unei organizații, atunci povara este și mai grea. Însă, precum ați spus, trebuie să facem în așa fel încât să
ne descurcăm și să facem față onorantei calități de consilier a unui președinte de partid. Faptul că este vorba de singurul partid patriotic, singurul partid care în mod vizibil și în afara oricărui dubiu ține cu cetățenii români, este un imbold suficient pentru cineva ca mine care gândește și simte românește. Precum a spus domnul președinte anterior, în momentul de față asistăm la o adevărată prigoană împotriva cetățenilor români care au calitatea de pensionari. Practic, se încearcă ca să se dirigeze ura celorlalte categorii sociale împotriva acestor persoane, deși dacă până acum societatea asta democratică sau, dacă este să fim corecți, pseudo-democratică, a trăit din ceea ce au produs oamenii care au lucrat zeci de ani și au creat ceea ce s-a furat, distrus, prăduit până în momentul acesta. Într-adevăr, o să mai dureze, dar nu foarte mult, fiindcă nu mai e nimic de furat. Cei care generează și dirigează ura împotriva persoanelor ce au calitate de pensionar, vor ajunge la un moment dat nu să suporte consecințe politice, ci vor trebui să suporte consecințe penale. Practic, ceea ce fac ei este în mod cert o instigare la ură împotriva pensionarilor. Și o să ziceți de ce anume se procedează în acest fel, fiindcă nici o astfel de acțiune nu se produce fără o justificare reală. În momentul de față, dacă se dau mai puțini bani celor care îi merită, datorită faptului că au contribuit la ceea ce s-a creat, fiindcă pensionarii nu primesc bani fără să-i fie meritat, au muncit pentru pensia care o primesc, rămân mai mulți bani care să fie cheltuiți în condiții lipsite de transparență și discutabile din punct de vedere legal. Sau dacă este să traducem într-un mod mai puțin diplomatic, mai puțin bani la pensionari, mai mulți bani care să poată fi furați. Altfel nu se explică atitudinea aceasta de ură împotriva pensionarilor. Nu le mărim pensiile, nu le măriți, stimați guvernanți și membrii ai Parlamentului României de acasă, de la voi. Le măriți pensiile din ceea ce au contribuit deja respectivii oameni. Într-adevăr, în momentul de față, asistăm la o trădare generalizată, atât la nivelul coaliției guvernamentale, cât și în Parlament, unde totuși se cântă cu variații rare și lipsite de capacitatea de a ne convinge, se cântă pe același ton. Dar constatăm că în momentul de față, oamenii care au construit această România nu sunt reprezentați în Parlamentul României. Au fost păcăliți să dea un vot, l-au dat cui nu trebuie și vedem tot. N-aveau nici alte variante, să știți. Într-adevăr, la momentul respectiv s-a pus problema cine minte mai mult, cine reușește să îi inducă în eroare pe cei care dețineau votul. S-a acționat și cu ținerea în condiții de izolare, carantinare și generarea unei adevărate psihoze privind COVID-19, a cărui existență nu negăm, dar în același timp considerăm că sunt necesare mult mai multe activități de cercetare și verificare pentru a se stabili cu exactitate care sunt implicațiile acestei, după unii pandemie, după alții doar epidemie, fiindcă până la urmă încadrarea unei astfel de situații într-un text de lege se poate face în multe feluri.
dar în mod cert, viitorul, în condițiile în care se va face o investigație serioasă, va fi generator de multe surprize mari și, în general, neplăcute. Care este motivul pentru care oamenii sunt terorizați cu știri care vin în cascadă? Oameni care apar pe ecranele televizorului și exprimă puncte de vedere care, în mod cert, la nivelul lor de înțelegere și la calificările pe care le au, nu pot fi crezute cu ușurință. Și cu toate astea vorbesc de parcă ar fi avut cel puțin facultatea de medicină absolvită și 2-3 specializări. Pe epidemiologie, pe microbiologie, pe ATI. Fiecare dintre cei care încearcă să ne convingă de anumite lucruri, în mod cert, au o problemă. Nu sunt credibili. Nu sunt ei credibili ca persoane și nu pot fi credibili datorită faptului că nu posedă calificările necesare, ci prin urmare capacitatea de a înțelege ceea ce spun. Preau niște texte care, în mod cert, sunt create în anumite laboratoare. Nu zicem de care, nu facem speculații ca ei, dar în mod sigur, foarte multe din deciziile care au fost luate și care le suportă cetățenii României nu sunt fundamentate nici științific, nici administrativ. Da. Care este poziția Partidului România Mare totuși față de proteste? Prima întrebare, a doua, discutăm despre parlamentari, despre faptul că nu au o competență profesională desăvârșită în așa fel încât să poată să propună și să voteze propune legislative de natură să folosească interesul general al poporului român și a cetățenilor săi și de aceea vă întreb, privind la situația actuală a educației în România, care este într-o scădere incomensurabilă și atunci cum putem avea pretenții ca tinerii care vin din urmă, actualmente parlamentari, că ați vorbit de vârsta de 23 de ani, așa este pentru a candida la Camera Deputaților, 33 de ani pentru a candida la Senatul României, deci tineri fără experiență și cu toate astea, ei au puterea de decizie în numele poporului român. Asta dă dovadă de imaturitate a partidelor politice care i-au propus. Eu nu zic să nu facă parte și tineri. Doamne ferește, sigur că da, trebuie să-i creștem, să-i promovăm, să învețe. Cei care au dovedit ceva până în momentul ăla. Cei care au dovedit, sigur că da, trebuie văzut. Nu poți să fii cu domne, nu poți să stai până la 27 de ani fără să ai un loc de muncă. Din ce ai trăit, din ce ai avut. Pui direct secretar de stat sau... Direct secretar de stat sau 24 de ani prefect. Da. Păi să conducă, la 24 de ani n-a condus nimic. Abia a terminat școala. Nu există în niciunde în lume așa ceva, nici o promovare, nici nimic la 24 de ani. Poți să inventezi o afacere, o idee, mergi pe ea, ești un cercetător, primești niște bani din aia. Da, domne, e adevărat, dar nu te duci în politică, te duci pe cercetare, pe ce ești pregătit și unde ai dovedit. Dacă vrei să intri în politică, până la urmă, trebuie să fii un bun manager, să fii condus, să ai o experiență, să faci, da? Nu se poate. Eu, adică, nu, sunt pentru promovarea tinerilor, dar în anumite funcții, sigur că da, și puși, nu poți să vii. Uitați-vă și dumneavoastră, este ceva strigător la cer. Eu nu zic să nu promovăm tinerii, dar unii abia au terminat facultatea. Acum învățământul nostru este foarte slab. Nu mai e ca acum 30-40 de ani în care străinii se băteau să vină să studieze în România că era învățământul la un nivel foarte ridicat. Acum nu mai avem așa ceva. Deci învățământul nostru românesc se susținea foarte mult și din bursele pe care le plăteau statele ca anumiți compatrioți să studieze la noi, dai lor să studieze la noi, plăteau foarte mulți bani. Cămin, practic, aduceți-vă aminte, luau statul român în casa foarte mulți bani. Și aveam din toată lumea studenți. Și foarte mulți.
o dovadă chiar și președintele Chinei a studiat la noi. Și noi am dat învățământul românesc, a dat savanți, cercetători, medici, profesori. Da? Avem chiar o doamnă scriitoare care în România a învățat și a câștigat și premiul Nobel. Deci noi suntem și un popor... Și al Vietnamului. Da, suntem un popor extraordinar, da. Și am avut un... Acum nu mai e bun învățământul nostru. Pentru de ce? Pentru că nu-i lăsăm să învețe. S-a impus politicul și în învățământ. Că la început, după Revoluție, era Andreea Esca în manualele de istorie. Măi, nu se poate! Noi avem o istorie a noastră. Acum venim cu... Au venit neomarxiștii ăștia mici și tineri care ne spun că istoria a fost falsificată. Nu, istoria este a noastră. Biserica, religia, istoria este a poporului român. Nu a fost falsificată. Noi știm bine ce am făcut și unele ne-am asumat, unele urmează să ni le asumăm. Dar noi avem posibilități, avem profesori universitari. Vă dați seama, la 60 ceva de ani îl trimitem la pensie. Nu putem să-l folosim. Un profesor universitar poate să mai lucreze și la universitate, da, la liceu, la gimnazială, poate să mai predea, da? Și el are mai multă afecțiune la vârsta asta pentru copii. Pentru că își vede copiii, nepoții lui, are grijă, are alte, n-are alte preocupări decât să-i învețe. Un lucru extraordinar, dar noi nu vrem, nu, nu, lăsați că avem noi pe cineva de la partid să punem acolo, director, învățător, profesor, ne-a ajutat în campanie, nostru, da. Că ne-a ajutat, da, în campanie, da? Că tata lui avea niște oi și ne-a dat miei de Paște. Nu, trebuie să promovăm pe cei care știu. Vă dau un exemplu. Ne uităm, n-avem doctor, e adevărat, nu mai avem. Au plecat mulți. Mulți s-au întors, dar nu avem câți ne trebuie. Avem, în schimb, doctori pensionari care ar putea să ajute în mediul rural foarte mult, cu sfaturi, cu... Nu avem grijă. După aceea e o problemă și pentru cei de vârsta a treia. Ce fac? N-avem cămine pentru vârsta a treia. N-avem activități pentru vârsta a treia. Nu avem absolut nimic. Uitați-vă cei în vârstă de la sate. Nu se poate. Statul ar trebui să se implice, administrația locală. Noi am propus niște proiecte și chiar am făcut căminele de zi pentru vârsta a treia, în care ei socializează, se întâlnesc și găsim noi un restaurant, un catering să-i subvenționeze de când în când pe cei în vârstă acolo să mănânce. Dar nici nu le trebuie mâncare dacă au un loc unde să socializeze, să joace o tablă, să citească un ziar, să se uite la un televizor. Că mulți nu-și mai permit acum să se uite la televizor cu noile tarife, cu cabluri, cu internet, cu... Nu pot, nu au posibilități materiale. Deci ar fi un lucru extraordinar pentru ei. Dar nu se dorește. Se dorește distrugerea nu numai a economiei, ci a poporului român. Noi avem o tradiție, uitați-vă la ei. Noi suntem cu tradiție, familiari, familia, tradiție, de Crăciun, de Paște, familia unită, tot. Nu, ăștia au venit cu altceva, nu ne trebuie. Nu, nu se poate. Nu se poate, ei nu fac, nu vor să facă parte. Sunt antiromânești. Corect. Poți să spui că biserica nu este de folos? Păi biserica ne-a ajutat de-a lungul istoriei și în războaie să închideau în biserici, aduceți-vă aminte, peste tot. În toată lumea sunt recunoscute biserice. Mă rog, diverse tipuri de biserici, în funcție de popoare, dar ei să duc. Nu, la noi, nu, n-avem nevoie. Păi nici comunismul, dacă vă aduceți aminte, de fapt socialist, că n-a fost comunist, n-a reușit să distrugă biserica. Și acum vrem să distrugem biserica? Nu se poate. Dar nu se poate. Lupu, de-a lungul activității dumneavoastră ați constatat că am asistat la o distrugere tapizată a principalului instituție ale statului român. Dacă da, în ce scop? Domnule Sultan, domnule președinte, faptul că aceste personaje de utilitate și valoare incertă exprimă anumite puncte de vedere, nu înseamnă că ele sunt și corecte. Da, ei nu au nevoie de biserică.
de ce ori avea nevoie. De plante pentru o anumită categorie, de zgomot puternic, de bani nemunciți. Ei nu au nevoie nici de armată. Deși armata și biserica, sau biserica și armata, au fost principalii piloni care au asigurat existența statelor medievale românești și crearea României moderne și păstrarea ei în granițele actuale. Dar oameni care nu au făcut până acum nimic util din punct de vedere social, nu au nevoie. Nici de biserică nu au nevoie, nici de armată. Noi am putea să spunem foarte simplu. Ce vă recomandă pe voi ca să ne spuneți nouă de ce avem sau nu avem nevoie? Ce ați făcut pentru țara asta? Câte impozite, câte taxe ați plătit? Ceea ce ați făcut până acum vă recomandă pentru a fi purtătorii unor astfel de mesaje care sunt în mod cert anticonstituționale? În mod sigur nu. Astfel de oameni pe care nimic nu îi recomandă și, în primul rând, lipsa de realizări, de multe ori lipsa de calificări, vin și impun în condițiile existenței unei clase politice neperformante de măsuri care sunt îndreptate în mod evident împotriva poporului român. Ajunge ministrul sănătății. Bun. Ce anume îl recomandă pe tânărul ăsta, pe Voiculescu? Și o ziceți... Lipsa diplomei. Absolut. Lipsa diplomei. Este șantajabil. Un astfel de om este cu stângul pe tobă, ca să folosim un termen militar. Când aude toba, trebuie să intre în ritm, că altfel, una, își pierde funcția, a doua, după ce își pierde funcția, la câte decizii nepotrivite, ca să nu zic nelegale, au fost luate, până acum s-ar putea să-și pierdă în pas alergător și libertatea. Mă scuzați că vă întreb un pic, apropo de domnul ministru, că ți-a dus vorba. Până acum au fost în mass media ani de zile scandal mare pe diplome, pe doctorate false, pe... Dar la domnul Voiculescu mass media nu zice nimic. Domnule președinte, mass media zice la cei despre care are ce să zică. Una este să ai o teză de doctorat plagiată și alta să nu ai o teză de doctorat. Pentru ce să-l critici pe domnul ministru Voiculescu? Măcar partidul care l-a pus la conducere, fără studii. Păi partidul l-a pus? Păi cine l-a pus? De afară. Păi cum să fie de afară? Nu, partidul. Păi cum, partidul? În condițiile în care vezi că se vine cu măsuri restrictive în ceea ce privește exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale de către cetățenii români, și care generează nemulțumire, iritare, tensiuni majore în societate, având în vedere protestele care sunt. Și pe domnul ministru îl pufnește râsul. Pe el îl pufnește râsul, pe domnul Arafat Dumnezeu cel mai știe, cel mai pufnește acolo. Asta arată cât de mult respectă actualii guvernanți pe cetățenii României. Pur și simplu râd. Se constituie dosare penale. Pentru ce? Pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Pe acord. Dar i-o fi făcut cineva și domnului ministru Voiculescu vreun dosar, că a fost surprins de către mass media de câteva ori în ultima perioadă fără mască. Și după atitudinea pe care o avea, în mod cert este vorba de o infracțiune de obicei. Dacă Ion Ferraru, betonist, este prins fără mască, atunci el este supus rigorilor legii. Deși discutăm despre legi neconstituționale, că legea 55 în mod cert este neconstituțională. Trebuie dovedită de curte. Dar domnul Vasile Voiculescu, Vlad Vasile Voiculescu, își permite. De ce? A ajuns dintr-o eroare,
a alegătorilor, în vârful piramidei tropice. Acolo își permite să exprime opinii, să acționeze împotriva drepturilor și libertăților cetățenilor și, având în vedere nivelul său de calificare, până la urmă s-ar putea, când îi va veni timpul să explice procurorilor, să spună: știi, eu n-am înțeles fenomenul, am fost ministru, dar nu înțelegeam despre ce e vorba. Și are șanse să fie crezut. Da. Corect, domnule președinte? Da, dar câtă capacitate de înțelegere are, cred că o să înțeleagă și această problemă până la sfârșit. Da, ideea e în felul următor, totuși, pentru că am intitulat titlul emisiunii România Protestelor. Partidul România Mare este de acord cu modalitatea în care se protestează și mai ales motivele care au condus la protestele în stradă în București și în țară, legate în mod evident de măsurile pe care autoritățile le-au impus, respectiv închiderea magazinelor, restaurantelor începând cu ora 18 în weekend, ceea ce știm cu toții a generat o imensă nemulțumire. Foarte multe persoane, începând cu ora 14, 15, 16, au dat buluc în aceste supermarketuri și acolo, practic, nu s-a putut păstra distanțarea fizică. Mai mult decât atât, benzinările au devenit cel mai important mod de a putea face ca produsele să sufere un anumit preț cetățenii, neavând altă posibilitate, și să cumpere de acolo, ceea ce a făcut ca aceste benzinării, aparținând unor companii străine, să propuseze foarte mult din punct de vedere al veniturilor. Problema se pune în felul următor. Nu-i lăsăm pe oameni să stea. Noi suntem un partid justițiar. Deci noi o să respectăm tot mereu legile care sunt în vigoare. Luptăm împotriva unor legi care nu sunt fundamentate. Bine. Și criticăm anumite măsuri, dar trebuie să le respectăm cât sunt în valabilitate, fiind un partid justiția. Dar vă dau un exemplu. Am închis un restaurant, sunt de acord. Dar n-am închis metroul. Uitați-vă dimineața ce este la metrou. Adică eu sunt de acord să luăm măsuri. Hai să le gândim, să le luăm cum trebuie. E adevărat, pandemia face destul de multe ravagi în toată lumea. Așteptăm ca Ministrul Sănătății să se lupte mai mult ca să vină cât mai multe vaccinuri. Știți că foarte mulți dintre ei refuză un anumit tip de vaccin. Dacă la noi se refuză de mai multe motive, hai să comandăm din celelalte. Preocuparea asta trebuie să fie a guvernanților și să asigure cât mai mult centre de vaccinare. Asta este o problemă pe care încă o avem ca să putem scăpăm de pandemie. Dar protestele au la bază o nemulțumire a populației. Nu numai cea de pandemie. Uitați, nu, salariile sunt blocate, pensiile sunt blocate, dar toate produsele s-au scumpit. De unde pot românii să-și permită același curs zilnic? Nu există. Locuri de muncă noi n-au creat. Acei bani, miliardele care vin, nu o să vină la noi. Pentru că nu avem proiecte ca să le implementăm. Să vă spun că anul trecut noi nu ne-am luat. Noi suntem a șaptea țară ca mărime și contribuție, dar noi nu primim ca a șaptea țară. Noi primim fonduri ca ultima sau penultima țară din Europa. Pentru că nu suntem în stare, datorită guvernanților, să atragem fondurile care ni se cuvin. Spania a luat 160% anul trecut, Italia 130%, Austria 140%. Noi nu luăm, noi luăm sub. Lasă să ia ei. Noi trâmbițăm acei bani, dar acei bani nu vin. Păi noi nu facem nimic să ne vină acei bani. Dar, în schimb, facem împrumuturi zilnice. Ultimul împrumut făcut de guvern este 580 de milioane de lei de la bănci până emisiuni. Ce programe avem noi? Ce dezvoltăm? Nimic. Vorba, o vorbă veche de bătrân, noi nu reușim să construim nimic, nici măcar să ne cârpim. Da, apropo de situația de la metrou, că trebuie să vă întreb,
dumneavoastră ocupând cândva funcția de viceprimar al Capitalei. Totuși, al primăriei Capitalei. Vă întreb, referitor la ceea ce s-a întâmplat la Metrorex cu acel protest al sindicatelor, când au închis metroul pentru circa o zi, în condițiile în care Ministerul Transportului a anunțat și a trimis o hârtie către Sindicatul Federației Libere de la Metrou să elibereze toate spațiile comerciale de acolo, pentru că, practic, sindicatul beneficiază 80% din tot ce înseamnă administrarea celor spații, Metrorex 20%, iar sindicatul condus de domnul Radoi, practic, a ajuns la niște venituri extrem de mari, lunar vorbesc, nu numai, și atunci statul, pentru că Metrorex S.A. este companie cu capital de stat, este în pierdere. Care e opinia dumneavoastră? Ați avut astfel de probleme atunci, că la un moment dat... Da, am avut o grevă la RATB în care domnul Rădoi era artizanul ei. Dorea la vremea respectivă să unească cele două sindicate, RATB, Metrorex, ca să poată să dețină o putere și pe București foarte mare. Numai că a fost dejucat acel plan, în RATB sunt mai multe sindicate. Toate aceste mari sindicate, blocurile sindicale care s-au făcut, nu ajută cu nimic oamenii. Uitați-vă la ei în contractele colective de muncă sau... Nu! Ce avantaje au? Ce au beneficiat din milioanele alea muncitorii de la Metrorex? Stă nimic. Alea erau lui domnul Rădoi, făcea el tot ce vrea și putere. Să mă puneți acum. Asta a denotă lipsa de verticalitate a forțelor politice care au fost de-a lungul anului la guvernare în discuțiile cu sindicatele. Cum să dai dreptul unui sindicat să aibă spații comerciale, să verifice? Când și le mai vede? Ales la metrou. Păi aia e o societate comercială. Când verifici dacă sunt bine, dacă desfășoară activitatea după normele care au fost date, aplicate, cine făcea acest lucru? În timpul liber? Nu există. Aia era o afacere mică, domnul Rădoi, dumneavoastră votați cu sindicatul nostru, cu partidul nostru și vă dăm aici niște locuri. Asta au fost toate sindicatele aceea. Au hoteluri, au bani mulți încasează. Atenție, să mai faci o chestie. Toți contribuabilii care sunt la sindicat, înscriși în sindicat, nu dau din mână ei. E umblat între sindicat și conducerea companiei sau a ministerului și se virează direct cotizația în conturile sindicatului. Nu, uite, eu nu vreau să fac membru de sindicat. Nu, domne, că așa trebuie. Dar ce să-mi iei mie 10 lei? Nu vreau să-i dau. Eu vreau să mă înscriu în alt sindicat. Îți oprește din salariu. Nu e normal. Nu e normal. Pentru ce? Ce fac cu acei bani? Ce facem? Dă Crăciun, dă Paște, dă... Cum? Ați văzut vreun sindicat să zică că pentru salariatul care a fost bolnav a fost trimis în străinătate? Că a avut milioane, are milioane domnul Rădui la sindicat. Da. Cât? Nu. Milioane de euro. Nu. Ați văzut că au făcut o policlinică pentru care se intre angajații salariații cu milioanele alea de euro pe an, făcea dita mai policlinica pentru salariații Metrorex să aibă condiții sau asigurări pe viață. Acolo nu, nu mai câștigă. Sunt, păi, nu, doamne, trebuie să facem ceva, să câștigăm. Exact. Și a făcut o casă mică la Bușteni sau nu știu unde, în care să duc câțiva. Da. Nu, păi, de ce? De ce nu le plătești bilete, sindicat? Da, mă, uite, la Felix. Deci contează, mi se bineînțeles. Pare, 50%. 50%. Nu, deci... Și tot metro, tot sindicatul câștigă, vă dați seama. Păi da, de bani ăștia? Da, domnule, de ce ai făcut? Ce am făcut pentru mine? Uite, am făcut o policlinică a Metrorex-ului. Exact. Da? Și avem acolo tot ce trebuie. E o policlinică privată a Metrorex-ului. Intră salariații Metrorex... Care vrea să mai vină, plătește. Dar este a noastră, a Metrorex-ului. Metrorex-ul, când a ajuns un angajat, intră acum la doctor. Sau își face acum analiza.
Nu, n-au făcut. Astea sunt, de-a lungul timpului tot s-au dat blocurile sindicale, că ne votează. Sunt multe hoteluri care le aparțin și sunt distruse, n-au fost întreținute, n-au, deși au fost bani la aceste blocuri sindicale. E bună mișcarea sindicală, dar făcută la... Nu mai avem proporțiile de industrie cum era în 90, restrânse și puși oameni, manageri și adevărat sindicaliști care să tragă pentru salariați, nu pentru ei. Corect. E o monedă de schimb, uitați-vă la noastră. Când au loc discuții pe contractele care se fac, da, mari de tot, sunt chemați 2-3 inci. Băi, de ce? Cheamă biroul sindical, adu-ți ce ești de la minerit să stea de vorbă cu ministrul economiei. Adu, nu, vin ei, știți, domnul ministru, nu așa, transparent, haide, nu, astea sunt problemele. Pentru că mai avem decât 3 minute și știu că în partea a doua dumneavoastră nu veți mai rămâne în emisiune, vreau să vă întreb, în legătură cu protestele, totuși, credeți că s-a folosit și se folosește această mișcare de protest și în scop populist? Pentru că unii parlamentari au fost prezenți în piața Universității, apoi în piața Victoriei, pentru a sprijini și, evident, au luat cuvântul pentru a sprijini acțiunea protestatarilor, legat, bineînțeles, de măsurile pe care autoritățile le-au dispus în legătură cu restricțiile. Care e poziția Partidului România Mare? Deci, haideți să pornim la o chestie. Sigur că unele sunt, toate protestele sunt făcute pentru un interes anume, în scopul majorității nemulțumite. Dar protestele nu trebuie să fie violente, nu trebuie să fie cu daune materiale, trebuie să fie proteste cu bun simț și eu știu așa, la orice protest, orice manifestare, avem o serie de măsuri de care suntem nemulțumiți și propunem alte măsuri și ne ducem și le dăm. Am făcut un protest la guvern. Ne ducem și transmitem o scrisoare cu solicitările noastre, contestăm următoarele măsuri, venim cu următoarele propuneri de măsuri. Exact. Și avem un dialog cu cei de la guvern. Sau facem o manifestare pentru... Și la Parlament, la fel, la președintele Camerei Deputaților sau la Senat, ne ducem cu anumite măsuri pe care le propunem și contestăm anumite legi. Ăsta este țelul unui protest. Dar aia și pe stradă. Fără a cere ceva deosebit și a mai arunca cu o piatră în geam, a mai face alte chestii și niște bătăi cu jandarmii, nu e normal. A doua problemă este și a forțelor de ordine. Dacă nu îndeplinești condițiile, dacă nu ai tot ce trebuie, dacă nu respecti legislația în vigoare, oprește-l. Nu ne e frică? De ce? Dacă nu e, îl oprim. Să nu degenereze, probabil. Da, dar astea sunt protestele. Așa trebuie făcut. O să protestăm și noi, la timpul potrivit pentru măsurile care ni le dorim. Dar și veniți atunci, cu soluții și veniți venim cu, da. Venim cu o depeșe pe care spunem, astea sunt pretențiile noastre, la care se negociază cu factorul de decizie și se ajunge la un compromis. Da? Da. Ăsta este țelul unui protest. Așa să ieșim în fiecare seară că nu avem voie să ieșim pe stradă? Nu. Partidul România Mare este un partid justițiar, trebuie să respecte legile și ordonanțele în vigoare. Da, mulțumim mult, domnule președinte, pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Urmează partea a doua, domnul Mircea Lupu rămâne în emisiune alături de noi. Vă doresc cu succes, ocazie, toate cu mare drag. Pauze și mulțumim.
Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt trei tipuri de recipiente. Pupela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată. Pupela neagră, pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicata sunt transportate la centrul de colectare deșeuri din Deta. Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, prin operatorul Braicata SRL, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 3 Deta. Braicata, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10, aparter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Sistemul RoAlert.
este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
fiecare seară de la orele 19:50 voi susține tableta de seară, o emisiune scurtă, de scurtă durată. Cu această ocazie voi aduce în fața dumneavoastră, în cuvinte scurte, evenimente și întâmplări legate din economie, din politică, din sport, din medicină, cultură și așa mai departe. Am revenit în studio, stimați telespectatori, e partea a doua emisiunii Realitatea în Politică. Discutăm despre România protestelor. Partea a doua emisiunii într-o altă echipă, pentru că ni s-a alăturat domnul Ștefan Mareș, care este președintele sindicatelor de telecomunicații mobile, SNTM din România. Bună seara, domnule Mareș, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Alături de domnul Mircea Lupu, care este consilierul președintelui Partidului România Mare. Pentru că este o zi în care putem să ne facem mici speranțe legate de faptul că măsurile pe care autoritățile le-au dispus acum o săptămână s-ar putea să se relaxeze, în sensul că azi a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Horeca sau propus anumite măsuri care au în vedere ca programul orar să revină la normal, mă refer în special la București. De asemenea, vești îmbucurătoare sunt și pentru campionatul european de fotbal, unde cele 5 partide care vor avea loc la București, sau 4 dacă nu mă înșel, vor fi cu public, cel puțin 13.000 de spectatori vor putea lua loc în tribunele Stadionul Național Arena și Stadionul Tineretului din București, unde vor avea loc acele meciuri de la Campionatul European de Fotbal. Însă, profit de prezența în emisiune a domnului Ștefan Mareș, repet, președintele Sindicatului Național de Telecomunicații Mobile din România, pentru a-l întreba cum vede dânsul modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 de către autorități și care e opinia dânsului personală, dar și ca președinte al Sindicatului Național al Telecomunicațiilor Mobile. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. O să fiu foarte scurt. Văd două lucruri care s-au întâmplat cumva în paralel. Văd că un campionat de fotbal reușește să relaxeze măsuri care de altfel prin protestele cetățenilor acestor țări nu au putut fi relaxate. Și în al doilea rând, văd că gestionarea dezastruoasă a problematicii COVID a putut să genereze un lucru extraordinar, și anume toate posturile de televiziune sunt nemulțumite și arată nemulțumirea ale oamenilor, ale invitaților, indiferent de spectrul politic care este prezent în emisiunea respective, cu toții fiind nemulțumiți de măsurile aberante luate de acest guvern în această țară. Aș vrea să spun câteva lucruri care ușor, ușor ne arată, de fapt,
faptul că protestele au niște cauze reale și profunde. Am văzut ieri cu surprindere un lucru care pentru cei neavizați pare ceva așa, nu ar fi important, poate că nu trebuie tratat, se referă la o banală fișă de post. Vreau să spun tuturor celor care ne urmăresc că la Ministerul Sănătății, sub conducerea domnului ministru Vlad Voiculescu, care a fost investit de Parlamentul României să conducă Ministerul Sănătății și nu să-și delege competențe către diverse persoane, că se pune la cale, și folosesc acest termen în sensul peiorativ al lui, sau dacă vreți pe conotație penală, falsificarea fișei de post a directorului general al Institutului Național pentru Sănătate Publică, astfel încât postul să poată fi ocupat prin numire și nu prin concurs, și prin ducerea în derizoriu a atribuțiilor și competențelor care trebuie să devină conducătorului acestei foarte importante instituții de România. Ce se întâmplă în fapt? Păi pur și simplu, din pix, așa cum se obișnuiește în România ultimilor ani, nu mai este necesară vechime în muncă, nu mai este necesară pregătire de specialitate, este suficient probabil să ai un carnet de partid, să fii bine văzut de către puternicii zilei, ca să poți fi propus să fii numit în această importantă funcție. Păi dacă o persoană care nu are vechimea necesară, nu are vechime în specialitate, nu știe cum trebuie condus un astfel de institut, oare care vor fi rezultatele activității domniei sale? Păi, în primul rând, se va isca un conflict administrativ între domnia sa, care trebuie să urmeze o linie politică, da? Și personalul din institut, care știe cum trebuie gestionată această problematică. Dar probabil că nu este lăsat. De ce? Pentru că sunt importante cifrele, e important ca să dăm bine la televizor, e important ca să ne facem că facem. Pot să vă spun că în acest context, sincer, parcă mi este milă de doamna secretar de stat Angela Moldovan, care se vede că repetă o piesă în continuu, piesă care îi se spune să o repete, să o recite, pentru că dânsa ca și specialist, cât a fost specialist și nu secretar de stat, nu a făcut greșelile impardonabile pe care le face de când este secretar de stat. Ultimele glume pe care le-a spus, da, a trecut de la fotbaliști la copiii din grădiniță. Și copiii din grădiniță trebuie să poarte mască, pentru că așa e bine. De ce așa e bine nu explică nimeni absolut nimic. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă spun că în această perioadă în care public se deplânge starea spitalelor, adică patrule ATI sunt ocupate, că nu se respectă măsurile, că instalațiile cu alimentare de oxigen sunt vechi. Iată că avem la Botoșani un spital nou-nouț, care nu este pus în funcțiune pentru că lipsește niște procese verbale de conectare la utilități ale spitalului în cauză. Păi în ce țară trăim? În țara proceselor verbale și a documentelor și actelor normative care nu sunt actualizate în raport cu confruntarea pe care o parcurgem cu toții? Adică a ajuns un virus, un microb pe care practic nu-l vedem cu ochiul liber, să îngenuncheze o țară într-un interval extrem de scurt, da, de un an de zile, și a putut să pună în evidență cu această ocazie toate bâlbelele celor care se fac că ne conduc. Și de ce spun că se fac că ne conduc? Păi este foarte simplu, pentru că observăm că în direct sunt scoase câteva personaje la înaintare, da? Domnul doctor Arafat, Raed Arafat, doamna secretar de stat către care domnul ministru și-a delegat foarte multe dintre competențe și probabil că dânșor să fie, când va fi cazul, și țapii ispășitori a modului în care nu s-a gestionat această situație, această pandemie. Dacă îmi permiteți intervenția, cred că de mult este cazul să fie țapii ispășitori unii. Practic, în momentul de față, discutăm despre cei care promovează anumite mesaje. Le-ați spus glume în cazul doamnei secretară de stat Moldovan. Sunt glume proaste, sunt glume urâte, sunt de-a dreptul sinistre. Practic, prin ceea ce domnia sa instigă să se facă, se afectează starea de sănătate a celor vizați. Nu știu, dacă ar pune cineva pe distința doamnă secretar de stat să alerge
nu pe terenul de sport, ca să prindă viteză prea mare, pe asfalt, cu masca pe figură. Nu știu ce impresie artistică ar face. Fiindcă impresia artistică care o face pe sticla televizorului este cumplită. Nu știu ce caută acolo, mulți nu știm ce caută doamna Moldovan în funcția de secretar de stat. Mai grav este însă faptul că din ceea ce vedem cetățenii României este că nici dumneavoastră nu pare să știe ce caută acolo. Să instigi la mascarea copiilor, la impunerea afectării capacității de a inspira oxigen a unor copii mici. Mă gândesc când anume se va întâmpla, nu dacă, primul necaz, fiindcă riscurile sunt mari în cazul copiilor. Dar probabil, așa cum ne-am obișnuit, aceste manifestări încă nu fac obiectul unor cercetări, fiindcă nu s-a dat un semnal. În mod normal, încă de la primele astfel de manifestări, cineva trebuia să analizeze care este baza științifică avută în vedere de distinsa doamnă secretar de stat în momentul în care, din puțul gândirii adânci și negre, a scos aceste gânduri sinistre. Dacă dumneaei face astfel de recomandări, ele, din punct de vedere a juriștilor practicieni de pe zona penală, vă spun că sunt încadrabile cu argumente juridice în categoria actelor de instigare. Practic, în momentul de față, se impune să se verifice pe ce s-a bazat dumneai, ce studii au fost avute în vedere, cât de credibile sunt, pentru a îndemna la astfel de lucruri. Da, aici eu zic că e o parte a competenței Parlamentului, pentru că parlamentarii pot să adreseze anumite întrebări și interpretări exact în legătură cu ceea ce dumneavoastră susțineți. Și pe cine vedeți în Parlament în momentul de față că ar avea capacitatea de a face astfel de demersuri? Eu zic că orice parlamentar din opoziție ar putea să o facă. Ar putea, dar oare majoritatea au pregătirea necesară? Dacă Ministrul Sănătății nu are cum să demonstreze că este absolvent de studii superioare, cu atât mai puțin în domeniul pe care îl gestionează, teoretic, practic, delegându-și atribuțiile, eu ca cetățean îmi pun problema pentru ce anume îl avem ca ministru. El ce face, de fapt? Te gândești că atunci să-l plătească partidul, nu să-l plătească statul român. Da, e adevărat. Și mai ales cu ce bani. Însă, privind protestele, le considerați îndreptățite? Atât timp cât cetățenii României au nemulțumire, este firesc să își exercite dreptul constituțional de a protesta. Dacă mi-aduc bine aminte, în anii anteriori, așa se exprimau toți cei care acum sunt la guvernare, că este dreptul cetățenilor, și eu sunt întru totul de acord, să protesteze. Acum au și motive întemeiate ca să protesteze. De ce ceea ce era valabil ieri, astăzi se consideră că nu ar mai fi valabil, este un mare mister și este o dovadă de politicianism. Corect. Domnul Ștefan Mareș, care e opinia dumneavoastră legată de îndreptățirea modalității în care protestele au avut loc, probabil că vor avea loc în continuare, și mai ales despre ceea ce s-a întâmplat în legătură cu ciornirile, e adevărat, mai puțin vizibile față de 10 august, față de alte modalități, dar totuși, din păcate, au avut loc. Aș putea să spun că mai puțin vizibile, că probabil că nu au fost reflectate în mod corect de mass media.
S-ar putea să fi fost mult mai vizibile decât 10 august, dar dacă nu apar la televizor, nu se știu de ele. Aș vrea ca să dau o șansă actualului guvern și actualului parlament. Păi decât să îi trimită pe jandarmi și pe polițiști să-i amendeze pe liderii protestatarilor că au descoperit că este ușor să gestionezi în sensul dorit protestele cetățenilor, dacă le duci la tăcere liderii. Invitați-i, domnilor, într-o emisiune deschisă. Invitați toate posturile de televiziune, invitați-i pe acei lideri, veniți cu specialiștii dumneavoastră, cu domnul Arafat, cu domnul Voiculescu și cu alții care mai aveți pe acolo, care sunt, dar nu apar, și să vedem o confruntare televizată, în termeni civilizați. Oamenii aceia vor pune niște întrebări în limbajul în care se pricep, da? Iar cei care sunt autorizați ca să răspundă, chiar vreau ca să le oferim ocazia ca să răspundă. Și să răspundă corect, eventual să răspundă și în scris după emisiune, să și publice răspunsul, ca să vedem și noi de fapt ce se întâmplă. Ceea ce constat eu, constat că aparatul poliției, al jandarmeriei, aparatul medical, este supra-solicitat datorită unor decizii năroade, luate de actualii guvernanți, și scuzați termenul, dar nu găsesc un termen mai potrivit decât o decizie năroadă, care nu folosește nimănui, dar care, schimb, produce pagube uriașe acestui popor. Este foarte simplu. Dacă îmi permiteți o intervenție scurtă la ceea ce ați spus, domnule Mareș, constatăm că efectivele Ministerului Afacerilor Interne sunt folosite în mod total nepotrivit raportat la atribuțiile lor și la nevoile societății. Cum este posibil să trebuiască câteva luni de zile să găsești un copil dispărut? Știți, în județul Arad, pe 9 ianuarie, s-a raportat dispariția unui copil. Avem timp să-i constituim în haite pe polițiști și pe jandarmi ca să umble după botnițele cetățenilor? Un lucru extrem de important. De asta sunt și proteste. Dar, în schimb, nu ai timp și nu ai efective ca să cauți copiii dispăruți. Vi se pare că este normal? Mie nu mi se pare. Nimeni nu cere demisii, nimeni nu se sesizează să inițieze o cercetare penală. De ce anume n-a fost căutat copilul care s-a dovedit că a fost găsit moarte? Una este să se rătăcească, să fie plecat în altă parte, să joace cu alți copii de vârsta lui, să rătăcească, dar cineva să aibă grijă de el, și alta când urmările inactivității polițiștilor pe un anume domeniu, fiindcă de stat degeaba nu stau, doar că sunt trimiși aiurea pe câmpii să caute oameni fără măști, discutabil din punct de vedere a utilității sociale această preocupare, dar în schimb la lucrurile serioase nu sunt puși să activeze conform atribuțiilor legale pe care le au. S-a ajuns la situația în care forțele de ordine sunt expuse oprobului cetățenilor. Pe de o parte există obligația de a acționa potrivit competențelor legale, pe de altă parte aceste competențe legale vin în contradicție cu libera exercitare a drepturilor și libertăților cetățenilor. Este legal să protestezi? Este. Bun. Pentru ce anume mobilizezi efectivele în număr atât de mare? Totul se traduce în risipă de resurse publice. Oamenii respectivi sunt salarizați din fonduri publice. Până la urmă, trebuia să se acționeze în sensul de a se cunoaște cei care au preocupări în deturnarea protestelor, fiindcă protestatarii care au ieșit pentru libertăți nu au de-a face cu cei care au devastat. Iar această faună a fost tolerată și în 10 august și anterior acelui moment, iar cei care în mod normal au atribuții pentru cunoașterea acestui fenomen și reprimarea lui și-au ocupat timpul cu alte lucruri. Sau le-a fost ocupat. Dar în mod cert nu au acționat
potrivit atribuțiilor pe care le au și de cele mai multe ori nu, datorită faptului că profesioniștii n-ar fi vrut. Ci fiindcă nu au fost lăsați. Da, păi, evident, atât timp cât ministrul afacerilor interne este om politic, PNL, da? Atât timp cât la nivel instituțional se impun anumite măsuri și mai mult decât atât, se preconizează să se încheie cât mai multe procese verbale, să dea cât mai multe amenzi pentru cei care nu poartă mască. Automat, ministrul vorbește cu secretarii de stat, aceștia cu șefii de arme și automat ceilalți, executanții, sunt obligați să ia aceste măsuri. Domnule, vis-a-vis de jandarmerie, e foarte adevărat că având în vedere ce s-a întâmplat în data de 10 august, efectivele, cel puțin lunea trecută, prima dată au format acele cordoane în fața guvernului, vorbesc de Piața Victoriei, pentru că au fost două manifestații atunci, organizatorii fiind Pompiliu Diplan la universitate și, dacă nu mă știu, de Ioana Vișoșoacă la guvern Piața Victoriei, și atunci, la un moment dat, când s-au unit cele două grupuri, deja se știa că sunt protestatari care au petarde și scopul lor e de a instiga și de a provoca forțele de ordine. V-ați gândit că poate au fost trimiși protestatari și, bineînțeles, care aveau orice petarde? Posibil. Orice e posibil. Da. Așa a fost și în 21 decembrie 1989. Iar în 10 august era destul de greu. Nu că era imposibil să te duci să extragi exact acea galerie sau acel grup provocator. Iar aici, dacă la universitate sau Piața Victoriei se duceau jandarmii să încheie anumite procese verbale, să dea câteva amenzi, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat. Am vorbit chiar cu purtătorul de cuvânt al jandarmeriei și a zis că au acționat. Normal, ei, practic, știți foarte bine, fiecare persoană din grupul protestatarilor este filmată și identificată ulterior. Asta e clar. Domnule Sultan, fiind un număr restrâns. Eu vreau să subliniez că discutăm despre aceiași jandarmi care doar că n-au fost răstigniți pe cruce pentru felul în care au acționat în 10 august și opinia mea este fermă. Au acționat potrivit legii și necesităților care existau la acel moment. Și nu este vorba de alții mai buni sau mai răi. Fiecare guvern a încercat să folosească această formațiune a Ministerului Afacerilor Interne, iar cei cărora nu le convine și care sunt în opoziție sau organizează proteste, încearcă să îi critique la acel moment. Păi, nu sunt să alții 10 august. Da, așa este. Însuși președintele României a ieșit după 10 august și a spus că forțele trupelor de jandarmi au acționat în mod disproporționat. Ce a avut în vedere? Articolul 53. Ce a avut în vedere, domnul Sultan, în mod cert, nu era bazat pe o evaluare care să fi fost făcută și aprobată. Domnul președinte Iohannis nu are calificările necesare pentru a se pronunța. Da, da, are consiliere, care probabil că i-ar fi spus așa ceva, fiindcă altfel n-ar fi ieșit în mod public să o spună. Dacă este să îi aducem aici la masă, s-ar putea să nu facă o impresie mai bună decât vom reuși noi să o facem, indiferent de faptul că sunt consilieri. Iar despre o astfel de poziție, garantat au posibilitatea să dezinformeze pe orice președinte, inclusiv pe domnul președinte Iohannis. Sigur. Undeva există niște gândiri greșite și asta se traduce în acțiuni nepotrivite ale efectivelor de jandarmi. Cum explicați ceea ce se întâmplă la Timișoara? O consilieră care știu situația. Îi instigă pe jandarmi, îi conduce, îi tărăște. Ca să depisteze. Și de care s-au distanțat inclusiv colegii din USR. Da. Ca să te lase USR-ul din brațe în momentul în care face astfel de fapte care le fac majoritatea. Chiar înseamnă că ai dat rău de tot de pereți. Eu le transmit pe această cale jandarmilor că așa cum societatea are nevoie de ei, la fel de adevărat este că oricând pot fi trași la răspundere pentru depășirea limitelor competențelor.
Vedeți? Da. Însă aici avem în vedere un aspect și vă dau dreptate, pentru că jandarmeria este încă o instituție militară. Se subordonează legea 80 privind statutul cadrelor militare, iar știți cum este subordonarea pe linie ierarhică, mai ales cea militară. Asta se întâmplă la ei, până nu șefii le dictează ceva. Știu cum este subordonarea ierarhică, știu și cum este cu răspunderea penală. Iar jandarmeria are obligația, ca și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, atât de a respecta legea, cât și de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor români. În condițiile în care cedezi cântecului de sirenă al politicienilor, fiindcă tentația este mare. Sigur. Atunci să nu te miri că în momentul în care le cade guvernul, vei ajunge să dobândești onoranta, dar neplăcută calitate de inculpat prin cine știe ce dosar. Da. Nu mi se pare normal că tot discutăm să ne audă o țară întreagă, să vezi că oamenii sunt percheționați sau în traducere din legea 550 a jandarmeriei controlați corporal în condițiile în care totuși nu există motive pentru a face așa ceva. Da. Nu critic activitatea jandarmeriei, dar fac un apel la reținere, responsabilitate și respectare a legii. Fiindcă până una alta, ei trebuie să supună legii și mai puțin politicului. Iar domnul ministru Bode, având în vedere antecedentele personale cu somnul adânc și așa mai departe, cred că nu este cea mai indicată persoană pentru a emite puncte de vedere cu privire la ceea ce se întâmplă în ministerul pe care în mod oficial și sporadic îl conduce, dar în realitate nu. Goana după amenzi, raportarea de cifre, recitarea de poezii în condițiile în care nu înțelegi cuvintele care le spui, în mod cert nu-l recomandă ca fiind un interlocutor și o persoană la care să faci referire în ceea ce privește justificările acțiunilor care le întreprind forțele urne. Am dreptate, domnule președinte? Nu numai că aveți dreptate, dar ascultându-vă, chiar am... O chestie vreau să spun. Vă rog. Am mai spus-o de atâtea ori. Totul se raportează atunci când avem de-a face cu astfel de situații la dispozițiile articolului 53 din Constituție, adică restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți. Și anume, exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, a unui dezastru sau sinistru deosebit de grav. Însă aliniatul 2 este extrem de important din punct de vedere a interpretării, ceea ce s-a întâmplat în 10 august, pentru că restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. Aici interpretarea a fost, exact cum spunea domnul Lupu, total distorsionată. De ce? Și o să explic un lucru foarte clar și dânsul știe. Pentru că a avut loc acest schimb de generații, mă refer la unitățile de poliție, de jandarmi, am vorbit și în prima parte, în care profesioniștii au fost dați la o parte, iar tinerii aceștia, nu știu în ce măsură, fiind școliți 6 luni, 3 luni la anumite cursuri de formare profesională, e destul de greu să poți să pui atât de mare bază în ei. Țineți minte când domnul ministru Vela a explicat faptul că unele procese verbale au fost întormite în mod defectuos pe faptul că sunt tineri angajați cu rând de Ministrul Afacerilor Interne și uite motivul. Domnul ministru Vela a spus ceea ce i s-a spus. În realitate, mă îndoiesc că domnia sa a putut, datorită programului încărcat, care au grijă unii să îl încarce oricărui ministru, să ia cunoștință despre situația reală.
ce i se spune ministrului, aia recită. Și, bineînțeles, riscul de a se face de râs, de a minți populația, este extrem de mare. Eu nu am încredere în buna credință a celor care se află în jurul ministrului afacerilor interne, indiferent cum l-o cheamă pe acel ministru și în ce perioadă. Un om care este acolo și este lipsit de bune intenții, are posibilitatea de a dezinforma orice ministru și de a-l compromite. Corect? Da. Vă rog. Deci, vreau să vă felicit pentru modul în care prezentați cadrul legal. Cred că dacă vă angajau la guvern, reușea să faceți o imagine mult mai bună decât au făcut-o actualii purtători de cuvânt. În ceea ce privește ceea ce se întâmplă de un an încoace, lucrurile sunt foarte clare. Sunt necesari țeapii spășitori, este necesar să arăta că efectele pandemiei se datorează celor care nu respectă măsurile. Nerespectarea măsurilor trebuie să fie tradusă prin niște acte, numite sancțiuni, printr-un cuantum de amenzi, dacă se poate, cât mai mare, pentru a arăta oricui, ulterior, că statul a făcut tot ce a putut face și a depins de el ca să limiteze efectele pandemiei. Dar trebuie totuși să avem în vedere următorul lucru, dincolo de toate aceste considerente. De ce nu se vorbește de Institutul Cantacuzino, care la un moment dat era deținătorul a peste 139 de patente pentru seruri și... S-a vorbit săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, s-au împlinit 100 de ani de la înființare, a fost prezent președintele acolo, primul ministru, ministrul apărării naționale. Evident, și evident. Dar n-au făcut nimic pentru institut. Evident, întotdeauna când trebuie tăiată o panglică și exact. aniversată o cifră, chiar și post-mortem cumva așa, da, trebuie să arătăm că am avut un institut, că am dispus de o tehnologie de vârf la momentul respectiv. Se pare că liniile de fabricație încă sunt active și pot fi repuse în funcție, numai că din motive care ne scapă nouă celor care trebuie să fim controlați cu bătașii cu procesul verbal de contravenție, nu ne se explică de ce Institutul Cantacuzino nu produce un vaccin împotriva acestui coronavirus. Și de ce spun acest lucru? Sunt numeroase state ale lumii care au găsit soluții proprii. De ce alte state ale lumii au reușit să găsească soluții proprii, iar România, care are un institut numit Cantacuzino, care a fost și poate că încă este, poate că încă mare specialiști necesari, poate să fie un instrument foarte util în stăpânirea acestei probleme care a distrus practic o țară, o economie, domeniul Horeca, practic tot ceea ce mișcă în această țară. Numai că lucrurile nu ni se arată din această perspectivă. Vedem doar că guvernul acesta se împrumute cu sume uriașe pe care le cheltuie nu știu pe ce, probabil pentru consum intern și cam atât, și plată salarii ca să aibă liniște în țară. Exact. Și probabil că se pregătesc pentru următoarea campanie electorală în care vor să arate ce puteau ei să facă sau vor face în următorul mandat, că în ăsta n-au avut timp, că i-au împiedicat niște protestatari care au ieșit în stradă ca să-și apere niște drepturi și niște libertăți. Da, domnule, acum nu pot să invoce că i-a împiedicat PSD-ul, având în vedere faptul că PSD-ul practic este inexistent din punct de vedere al opoziției. Fiindcă, practic, în condițiile în care ai o serie de mecanisme parlamentare la dispoziție, poți să faci niște demersuri, ești chiar obligat. Bineînțeles, dacă te interesează să dai un sens prezenței tale în Parlament. Dacă, în schimb, nu ești interesat de așa ceva, în mod cert, nu o să faci altceva decât se face în prezent în Parlamentul României. Adică o opoziție declarativă, dar nemanifestată în mod clar. Da, e și destul de greu, bine, fiind în opoziție, pentru că n-ai posibilitatea decât să intervii prin declarații politice, întrebări, interpelări, moțiuni. Bine. Există multe mecanisme care pot fi valorificate. PSD-ul pot să spun că a făcut chiar mai mult pentru actuala coaliție. Să nu uităm că legea 55 este emisă sub conducerea domnului Florin Iordache și a domnului ministru Cazanciuc. Da? Deci chiar a făcut mai mult pentru actuala coaliție.
care, dacă nu era de acord cu legea respectivă, putea să o amendeze, că avea ocazia. Dom'le, uite, nu suntem de acord cu aceste lucruri, trebuie să le facem altfel. E destul de greu, pentru că, din păcate, și aici domnul Lupu are dreptate, în activitatea parlamentară, în loc să ai timpul necesar să propui proiecte legislative sau să votezi în cunoștință de cauză anumite acte normative, trebuie să aprobi sau să respingi pe baza unor avize ordonanțele de urgență emise de acum 2, 3, 4 ani, care totuși îngreunează activitatea parlamentară. Da, vă rog. Cu scuzele de rigoare pentru faptul că v-am întrerupt. Nicio problemă. Știți cât efort s-a făcut și ce cheltuieli? Pentru că oamenii care acum au calitatea de parlamentar să ajungă să dobândească această onorantă calitate? Bun, ei se presupune că știau ce au de făcut. Să le plângem de milă? Nu le plânge nimeni. Când ești în serviciu public, mai ales la nivelul ăsta, și nu mă leg nici de venituri, nu mă leg nici de alte avantaje, care sunt firești, dacă ne respectăm demnitarii, atunci trebuie să constați că nu trebuie să dormi neapărat 8 ore în fiecare zi. Firești, adică vreo 100 sunt 12.000 de lei indemnizație, ai 16.000 de lei suma forfetară, ai 5.000 de lei bani pentru cazare, ai transportul gratuit în circunscripția electorală și mai o sumă de 14.000 de lei pe care nu trebuie să o justifici pentru biroul electoral de circunscripție. Vi se pare puțin? Nu. Le-ați fragmentat cu o mică telefon mobil, internet, laptop, adică... Domnule Sultan, vreau să vă spun un lucru și spun lucrul acesta, cred eu, că în cunoștință de cauză. Cred că nu ar fi scump pentru țară dacă un parlamentar ar primi și 150.000 de lei pe lună sau 200.000 de lei pe lună, dar să facă ceva pentru banii aceia. Pentru că și un leu dacă îi dăm, da, și nu face nimic, îl plătim degeaba. Sunt bani publici, da, nu zice sunt nimeni, bani că publici. Nu, exact cum a spus și domnul Lupu, sunt de acord, fiind demnitari, aleși, e normal să aibă anumite... Nu pot privilegii. Să spun privilegii, privilegii. Bun, pentru că sunt niște bani care trebuie să fie folosiți exact în scopul pentru care au fost aleși. Însă în condițiile în care joi, vineri, ei trebuie să plece în teritoriu având cei care au și în teritoriu ce fac? Nu știu, probabil... Bun. Și din teritoriu se poate lucra, cum sigur. Se poate lucra și în Palatul Parlamentului. Sigur. Că nu se lucrează. Că le plângem de milă că au de examinat, asta și-au dorit, asta au. Nu trebuie să le plâng de milă. 6 ore le ajunge ca să doarmă, dacă doresc să merite această calitate. Dacă vor să beneficieze în mod nemeritat și cetățenii care i-au trimis prin votul lor în acel loc le tolerează, înseamnă că fiecare își merită soarta. Fiindcă un parlamentar care ajunge în Parlament și nu depune interesul pentru a cunoaște pe ce anume își exprimă votul, da. Că nu au calificare. Și atunci ce caută în Parlament dacă nu au calificare? Că nu au capacitatea de a înțelege. De ce asta nu e vina în momentul în care s-au dus și au rugat oamenii să-i voteze și le-au promis. Știți cum ar spune cineva? Că se traduce conduita acestor persoane, în momentul în care îi induci în eroare în vederea obținerii acestui folos, care în mod normal nu este unul cuvenit, este înșelăciune. Cetățenii României sunt înșelați în mod curent de către persoanele care au ajuns în Palatul Parlamentului în calitate de parlamentari și care nu fac nimic din ceea ce au promis că vor face. Ați auzit cumva ca cei care sunt în momentul de față în coaliția de guvernare să fie promis că vor îngheța pensiile, salariile, că vor închide economia națională? Eu n-am auzit ceva. Asta în niciun caz. I-au indus în eroare pe cetățenii votanți care au fost mânați, momiți, păcăliți. De ani, nu exact. Este timp pentru o schimbare. Partidul România Mare are totuși niște avantaje
care nu le are niciun alt partid. Nu suntem partea dezastrului care a fost îndreptat împotriva cetățenilor români. Nu am participat la distrugerea economiei naționale. Nu am participat la reducerea capacității de apărare armatei României. Și dacă este să discutăm, și în Ministerul Apărării Naționale se întâmplă în momentul de față foarte multe nenorociri, care, dacă sunt cercetate cu obiectivitate, garantat ne lasă fără multe persoane importante în libertate din acea zonă. Deci tot ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat fără participarea Partidului România Mare. Da, pentru că n-ați fost niciodată la guvernare. Așa nu este. Am fost, am criticat derapajele de la starea de legalitate, de la interesele cetățenilor români, de la interesele statului român și uitați unde s-a ajuns. Practic, discutăm acum despre justificarea protestelor. Păi după un an de zile în care am ascultat toți și am făcut ceea ce ne s-a cerut, ni se spune că în continuare avem probleme. Nu ne interesează. În momentul în care am făcut ceea ce ne-au impus guvernanții, acele politici trebuiau să aibă și rezultate, efecte da. Pozitive. Efect. Și da. Nu orice fel de efecte. Ce facem? Câți oameni au murit? S-a respectat legea în momentul în care nu au fost autopsiați? Cum faci cercetare? Au avut niște simptome. Ce facem cu genocidul îndreptat împotriva bolnavilor cronici? Discutăm despre oameni care suferă de cancer. Nimeni nu și-a pus problema că oamenii ăștia sunt pur și simplu condamnați la moarte. S-a discutat despre eroismul din spitalele unde s-au produs incendii. Păi chiar îți trebuie tupeu ca să susții că ai avut grijă de oameni în condițiile în care constați existența incendiului abia după ce oamenii s-au făcut scrum. Nu după ce s-au pârlit un pic. Da. Îi ții închiși. Dar unde ai fost? S-a discutat, s-a transmis în presă despre cazul unei femei izolate într-un spațiu în care nu i s-a acordat atenție timp de mai multe ore. În orele alea omul poate muri. Astea sunt politicile actualului guvern. Corect. Domnul Ștefan Mareș, opinia dumneavoastră. Nu pot decât să fiu în asentiment cu cele arătate de domnul consilier, în sensul că toate deciziile greșite, toate numirile politice ale unor oameni incompetenți în funcții publice de mare răspundere au ca și efect final deturnarea tuturor proceselor care au loc în spitale și în spațiul public, de la un făgaș normal către o zonă în care produc consecințe grave pentru cei care sunt acolo. Este o urmare firească. Și mai mult, ceea ce este periculos este că acești oameni sunt supuși unui proces de burnout, sunt chemați la serviciu în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să își îndeplinească îndatoririle pe care le au și să nu uităm că în aceste condiții se întâmplă câteodată, pentru că oamenii nu mai pot și nu mai rezistă, să pună și un bracardier, să efectueze o operație pe care el nu le cunoaște. Le-a văzut la un medic, l-a văzut la o asistentă, dar el nu este instruit pentru așa ceva, este instruit să fie bracardier. Și în acest context se produce o greșeală și un om este cercetat penal, brancardierul. Păi să fie cercetat penal, nu brancardierul, să fie cercetat penal și cel care trebuia să asigure resurse. Resursele cine trebuia să le asigure? Păi în orice caz, nu managerul de spital, că managerul de spital gestionează ce primește, da? Deci trebuie să mergem către Ministerul Sănătății, către domnul Vlad Voiculescu. Da? Și domnul Vlad Voiculescu, că facă bine, să nu-și mai delege competențele, să-și ia înapoi competențele care a fost investit de Parlament, să-și îndeplinească rolul de ministru. Sau, dacă se simte jignit de aprecierile pe care le-a făcut doamna Dana Budeanu, care l-a numit cu subiect și predicat un fătălău, care până la 40 de ani n-a făcut nimic, să facă bine să plece acasă.
Da. Domnule Mircea Lupu, unde credeți că se va ajunge cu aceste proteste? Care va fi deznodământul? Ce credeți că se va întâmpla concret? Deci, la nivelul conducerii Partidului România Mare, considerăm că aceste proteste sunt justificate. Așa cum au fost justificate și cele din alți ani. Parcă așa se spunea. În momentul ăla, cetățenii își exercitau drepturile constituționale, acum de ce nu mai există aceeași opinie? Partidul România Mare este pentru a permite cetățenilor să-și exprime punctul de vedere. Susținem că cetățenii au dreptul să protesteze. Partidul România Mare a constatat că cetățenii au motive întemeiate să protesteze. La nivelul conducerii Partidului România Mare s-a constatat că în momentul de față guvernul este depășit de situație, dar mai ales nu este preocupat. Dacă ești undeva ministru, se presupune că ai depus un program în aplicare. În condițiile în care tu îți delegi atribuțiile, înseamnă că acel program nu este cel oficial. Ce cauți tu ca ministru dacă ți-ai delegat atribuțiile? Parcă 26 de consilieri are domnul ministru. Acei consilieri sunt în mod cert salarizați din fonduri publice, fiindcă nu sunt consilieri onorifici. Când au timp să-l consilieze? Mă scuzați, dar trebuie să intervin, că nu pot să mă abțin. Interveneți, domnule președinte. Păi dacă și-a delegat competențele către doamna secretar de stat, consilierii pe cine consiliază? Da. Pe doamna secretară de stat sau pe domnul ministru? Că consilierii sunt în aparatul ministrului. Aveți... Da, dacă 26 e nou de mult. Nu știu, s-ar fi mai mulți, știți că... Nu, da, se poate. Da. Este cumplit. Gândiți-vă că bătrânii și consilier, să ai totuși au pensii mici, da. Și s-a se spune că este firesc că la ASF un consilier are 15.000 de lei. Da, dar este... Ce faci pentru acei bani? Aici este... Care este justificarea pentru care la anumite instituții au fost stabilite anumite niște mai mari decât salariul, venituri care sunt disproporționate în raport de capacitatea statului și a instituției respective de a le susține. Nu am auzit ca vreunul dintre beneficiari să aibă 2-3 stomacuri în dotare. Pentru ce este nevoie de atât? Într-adevăr, statul, din punct de vedere a prevederilor constituționale, are obligația de a asigura un nivel de trai decent pentru cetățeni. Dar reușește să asigure acel nivel de trai decent pentru toată lumea sau numai pentru angajații ASF? Pentru câțiva. Pentru că mai avem decât 2 minute, aceeași întrebare și pe dumneavoastră legat de proteste. Care credeți că va fi deznodământul acestora? Pentru că este momentul de față o Românie a protestelor, legate în special de modul în care se gestionează pandemia. Într-un minut, vă rog. Este greu să anticipăm acum ce se va întâmpla, dar cred că este foarte posibil ca aceste proteste să ia amploare. Și cred că singura cale ca aceste proteste să fie redusă la tăcere este ca actualii guvernanți implicit să recunoască că au greșit și să relaxeze măsurile. Pentru că este aberant să dai unor oameni un interval de orar înjumătățit să se ducă să-și facă cumpărăturile în condițiile în care, după orice logică am face o analiză, nu faci altceva decât să dublezi numărul persoanelor care în acel interval de timp scurt au posibilitatea să meargă la cumpărături. Ca să dau un exemplu. Păi și atunci cum e cu distanțarea socială? Deci e foarte clar. Deci dacă vor să facă ceva, dacă vor să nu mai fie proteste, să facă bine să ia măsuri să deschidă 24 de ore din 24 de ore și magazinele și restaurantele și teatrele și tot, pentru că fiind un interval mare de timp în care oamenii pot merge la cumpărături și unde trebuie să meargă, unde vor să meargă, în mod cert se va respecta și condițiile de distanțare socială. Da, mulțumim mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor care au urmărit, mulțumim Partidului România Mare pentru că a realizat din nou o emisiune deosebită prin reprezentanții pe care i-a desemnat.
Toate cele bune, o seară frumoasă în continuare. Mulțumim. O seară bună tuturor.